strângeți cu telefoanele, că nu se întâmplă nimic. Da! Ce făcură, Memiluț? Ce am făcut, bă, cucule? Salutare, fraților! Am făcut o față care a ajuns virală în toată presa de la noi din țară. Bă, am făcut-o și pe asta, frate. Bravo! Bine! Scuze, frate, ne pare rău, ne pare și bine. Mie nu-mi pare rău. Am făcut o față de Valentine's Day pentru colegul nostru, Cuza. Ne-am gândit să-l forțăm cumva, fără ca el să știe sau să vrea, soția de paramoana de soție. Pentru asta am avut nevoie de mulți prieteni care ne-au ajutat. Ana, Monica, Denis au fost fantastici și în ultimul Ramona, care a jucat fantastic, a fost fenomenală, cel mai bun actor posibil. Ea s-a băgat clar, all-in cu noi, a jucat-o până la capăt. Cam pe asta am mizat noi, Cuza o soră de nevastă. Și la un moment dat, el fiind mai sceptic și mai paranoic și mai greu de păcălit, se va prinde cumva că nu e în regulă toată chestia asta. Dar văzând-o pe ea foarte încântată și fiind punctul lui vulnerabil, am mizat pe faptul că va rămâne mască și nu va ști cum să se comporte, se va simți penal, va fi totul super haosat, va fi totul nebun. Noi am cântat niște piese făcând karaoke la The Harp și la un moment dat, după ce am făcut noi un duet pe care îl facem din liceu, l-am luat de gât și i-am spus că vreau să-și spună câteva cuvinte despre iubirea care l-a găsit și l-a cuprins și despre relația lui cu Ramona, adică ceva la care el nu se aștepta. Și a fost super panicat, adică i-a dat-o în glumă, făcea, bă, stați puțin, hai să cântăm, stați că n-am inelul, ha, 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 ha. Greșit, că noi am pregătit și inel, am avut și tort, am avut și șampanie, a venit chiar și o echipă de televiziune, pentru că era clar, dacă vedea telefoanele noastre cum le filmam, ești dat seama că e o cioacă. Din păcate, calitatea videoului nu este foarte bună, pentru că a trebuit să filmăm cu telefoanele din mai multe motive. Unul ar fi fost că Cuza și-ar fi dat seama dacă am fi fost cu camere după noi. Al doilea, la fel, că Cuza și-ar fi dat seama. Și al treilea, că Cuza și-ar fi dat seama. Și cu telefonul a fost dificil, pentru că era dificil să filmăm pe orizontală, pentru că el știe că de obicei le filmăm pe orizontală pentru Instastory. Dar nu cred că și-a dat seama din prima, sau poate și-a dat seama, dar n-a spus nimic. La urmă, eu zic că a ieșit bine. Dar avem niște imagini de la Antena Stars, pentru că ei au postat asta deja pe YouTube și o să mă folosesc eu puțin de montajul lor și de filmarea lor. E puțin mai calitativ și ca sunet și ca video. Ce să mai vorbim? Hai să vedeți ce s-a întâmplat acolo, că e ceva mai leu. Sunt seri de karaoke cu vedete. În seara asta toate vedetele au avut concert și ne-au chemat pe noi. Noi suntem băieți pe la noaptea târziu, pentru cine nu știe, ne căutați pe YouTube, ne descurcăm. Noi cântăm în general foarte bine, dar în seara asta o să cântăm mai prost. Și o să începem cu o piesă destul de ușoară pe care Amy o ascultăm fiecare dimineață. We are the world. Tequila! Mai lești, man! Mulțumim frumos! Vino cu acea. Vreau să vă spun că suntem prieteni de 14 ani de zile. A fost o glumă, în schimb, dar el chiar a iubită. Și aș vrea acum că e primul Valentine's Day petrecut împreună și a găsit în sfârșit iubirea în viața lui, să-i spună câteva cuvinte. Aplauze pentru Cuza, care e foarte emoționat. Adică, ce? Dar stai că mai spune. Băi, n-am cumpărat inelul ăsta. Să zic. Hai să cântăm. Ce să cântăm? Spune câteva cuvinte frumoase. Cea mai talentată actriță de când mă știu eu. S-ar putea să trag mult acum după treaba asta. De ce crezi? Păi de două zile îmi zice că nu știe ce fac atunci când vorbim la telefon și spun că mă duc să dorm după emisiune. Da, ți-a propus să fie cântorul ăsta. Ce sentiment. Vrei să spun ceva? Am intrat în filmul ăla fără să-mi doresc. Adică am simțit-o mai mult decât mi-aș fi dorit. Da, am jucat-o foarte bine. Ești creier. Vezi că ne așteaptă ceva grav după aceea și pe noi. Crezi? Da. Nu, mi-a zis-o a doua zi. Cea mai ciudată senzație din viața mea. N-aveam cum să mai dau înapoi. Tu și voi, tu, Cucu și toată lumea prezentă de acolo mă împingeați de la spate. Mi-ați plasat inelul în mână. Pe care mai ziți l-au plasat în buzunar? Am auzit, de aia n-am simțit nimic. Păi am făcut un training cu niște oameni din Rahova care n-au auzit. Și după aia mi l-au și scos din buzunar, adică... Da. Păi mi-era teamă că bagi mâna, să cauți ceva. Mie mi se părea ceva surprinzător că Amy, care e un chitros de, din fire, tot mai aducea o bere. Mai punea, ia mai ia o bere, ia mai ia o bere, asta să mă amorțească al dracu să fie. Trebuia să și plâng, da. Vose prea multă tequila și nu mi-am da, mi-ai spus asta, da. Mă gândeam că o să moară pisica mea și atunci puteam să plâng. Dar de la tequila râdeai. Mi-a murit pisica.
Hai să spun care e povestea. De la bun început, de când ai început tu să vorbești și să zici că prietenul meu, băi, am simțit că face o glumă, știi, nu m-am gândit că... Am zis, bă, face asta vreo glumiță cu prietenul meu, cu iubita lui, cu... Încep ăștia să vină cu telefoanele și zic... Bă, nu vă strângeți cu telefoanele, că nu sunt de prea nimic! Zic undeva cu mine frumoasă, fete! Ah, ok. Și la un moment dat văd că intră televiziunea. Iubito, având în vedere că peste câteva ore e Valentine's Day, primul Valentine's Day petrecut împreună... Bă, nu se întâmplă nimic! Ramona! Ramona! Hai, fă-o, ce mai... Fă-o! Fă-o! Ok, hai. Ce mai, nu știu, gândam, n-am înțeamnă. Hai! Vrei să fii soția mea? Da! Oricum, sunt convins, am avut fețe de prost, le-am văzut după în unele filmări, am avut fețe de prost de care nu știam că există la mine. Fețele oamenilor proști de care am râs o viață pe internet, ăla și eu. Nu o să mai râd niciodată de fețe de alea. Ai vrut să faci o glumă sau ceva? Am băut șaturi. Eu am băut 3 șaturi de tequila, dar nu. Deci? Tu vorbești serios? Voi sunteți dubioși rău, ce aveți? Voi sunteți dubioși! Abține la orice tip de comentariu. Vreau să-ți aud reacția. Stai puțin, hai să vedem inelul. Hai să vă ținem un pic ceva. Asta. Vă spun ceva. Sunt foarte mândru de prietenul meu de 14 ani de zile. Tu vrei să te măriți cu mine? Da, am zis da. Asta e ce zic. Păi tu vrei? Cum? Tu vrei? Dar bineînțeles! Hai să vedem inelul, de ce pe bune? Hai să cântăm piesa noastră și după aia, da, e o piesă pe care, na. E o piesă pe care ce? Pe care eu dedic Ramonei, pentru că e de pe când eram noi tineri. Ce să zic, mulțumesc tuturor fanilor mei care mi-au fost alături și prietenilor și familia și mulțumesc, baby, că te iubesc. Și eu. De cum te-ai gândit acum? Hai să cântăm! Să fiu și eu și nu-mi duc lipsă de nimic. Atunci când sunt pe tine și-n ploaie cum ne salutam în fața casei tale, că eu renunțasem la chirie și așa. Mi s-a șoptit în cască să-ți dau una. Da, să vorbim pe limba ei. Darling, just tell me where I am. Follow my lead. Până la interviul de final de la antenă, eu am fost convins că tu și Cucu și Denis și Monica și oamenii implicați din spate ați dus o situație de asta, ați creat o situație mega penibilă pentru mine și Ramona nu știe. Până în momentul interviului în care a spus că păi și eu am fost implicată. Tu știai? Cine, eu? Bineînțeles! Știai? În momentul ăla m-am enervat și m-am relaxat în același timp. M-am enervat, zic, bă, să fiu al dracu, toată lumea, eu am fost prostul proștilor aici. Și m-am relaxat în ideea în care ea pusese super mare presiune pe mine, cu nesiguranța aia, filmat fiind și cu toată lumea, toți prietenii în jur, cu nu, nu aici, nu, dar de ce? Zic, bă, frate, ce situație proastă au creat ăștia să-mi bat picioarele. Pentru că mă mai gândeam la o chestie. Dacă lucrurile erau altfel și tu n-ai fi știut că e o farsă, tu știind că eu fac vloggers pe online, eu cu băieții, nu mai fi crezut. Eram convins că tu ai fi zis, a, nu, tu ai vrut să mă ceri sau ai vrut să faci o cioacă. Nu, n-ai ieșit cu stai, o pasență. Stai, uite-l cu mine, Foarte bună farsa, foarte bine gândit tot timingul, foarte bine jucat de toată lumea. Nu mi-ați dat nicio bănuială și de obicei voi vă mai spargeți. Bă, felicitări încă o dată. Să știi că la tine e greu până să-ți recapeți încrederea. No. De acum încolo vreau să faci videocall când ajungi acasă și să îl ții în permanență undeva. Când dormi. Da. Pupă, bă! Și acum că tot am râs și am glumit și a fost super pe drăguț, aș vrea și să spun ceva.
Așa o să mă mai vezi când o-i vrea eu, nu când vrei să vrei, bă! Ce fraier ești! Mulțumesc! S-a terminat! Aceasta a fost fața noastră pentru cuza de Valentine's Day. Mulțumim Anei, Monica Munteanu, lui Denis, lui Tekeș, care a venit și a cântat cea mai grea piesă de la a Acaro. Cântat Tequila, o piesă cu un singur cuvânt, doar ca să mă tragem de timp să se întâmple totul așa cum trebuia. A fost totul perfect. Adi nu și-a dat seama, ați văzut, a ieșit ca la carte. Mă bucur foarte mult. Care spune că e fake, să aibă 7000 de ani de ghinion. Nu, pentru eu mă gândeam la altă chestie. Zi. Care spune că e fake acest prank? Maica sa e femeie. Și dați și voi acolo un subscribe pe canal de YouTube, dați și voi un like la video, niște comentarii frumoase să le dea cu inimioare, după aia pam 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 pam. Nu uitați că avem și noi Instagram, noaptea târziu. Avem și TikTok, mai nu. Avem și TikTok-uri, avem tot, tot ce trebuie. V-am pupat, ne vedem la următorul video. Ciao! Cuza, pup!